2022 a fost anul cadourilor puține și ieftine pentru președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a primit daruri în valoare de aproape 5.000 de euro. Un tablou din Kihlimbar, ce reprezintă cupola templului lui Solomon din Ierusalim, este cel mai scump dar primit. În anul ce tocmai a trecut, șeful statului Klaus Iohannis a primit numai puțin de 26 de daruri cu prilejul unor acțiuni de protocol. Printre numeroasele cadouri primite se numără un cuțit militar, o replică a drapelului de luptă din 1822, un stilou, marca Poenari, monede, seturi de ceai și de argint. De departe, cel mai scump dar primit de președintele Klaus Iohannis a fost un tablou din Kihlimbar, reprezentând cupola templului lui Solomon din Ierusalim, cu ramă din lemn, a cărui valoare se ridică la 1.125 de euro. De asemenea, printre bunurile scumpe primite se mai regăsesc și o planșă print Beirișar, o replică din mătase a drapelului de luptă din 1822, care a fost înmânat de Grigore Dimitrie Ghica către Marele Agă Mihăiță Filipescu, un set din porțelan Herand, compus din două cești, două farfuriuțe, vas pentru lapte, vas pentru zahăr și ceainic cu pictură în valoare de 280 de euro și o lampă flit în valoare de 237 de euro. Potrivit listei publicate de administrație prezidențială, șeful statului a mai primit anul trecut un cuțit militar în cutie de lemn în valoare de 50 de euro, un stilou roșu marca Poenari cu peniță aurită în valoare de 94 de euro, o emblemă ovală de Arthur Bertrand în valoare de 75 de euro, un alt tablou, Tree of Wishes, reprezentând un copac din alamă, artă grafică în relief în valoare de 200 de euro, un platou din porțelan cu motive tradiționale turcești în valoare de 180 de euro, o oglindă de formă ovală cu modele florale reliefate în valoare de 70 de euro. Tot pentru Iohannis au mai fost și un platou purviț, cu pictură reprezentând primăvara, o pereche de butoni din argint cu Kihlimbar și pietre din Marea Baltică, o altă pereche de butoni din argint 925 placați cu aur de 24 de carate, reprezentând drapelele României și Albaniei, o gravură din porțelan placat cu aur de 24 de carate, reprezentând copacul unității, o cravată vișinie din mătase, model cu păsări albastre, un set format din vas la hij pentru lichide și platou din argint placat cu aur alb și galben de 24 de carate, lucrate manual.